Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai e puțin până vine primăvara, iar vestitorii primăverii, știm prea bine, sunt cadouașele pe care le adună unii părinți pentru doamna învățătoare sau doamna dirigintă pentru sau doamna. O anumită doamnă sau, da? Sau miss. A început deja, sau miss, da, că mai nou e cu miss. A început deja acțiunea de strângere de fonduri pentru aceste plocoane cu șnuri vesel care se dau de 1 și de 8 martie uneori. Unii părinți vor să-și cumpere astfel liniște, adică notele pentru copii, spune președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache. Liderul federației a remarcat că aceiași părinți cărora li se pare exagerat să dea 5 sau 10 lei pe lună pentru paza școlii, solicită uneori contribuții de câte 100 de lei sau mai mult pe cap de elev pentru cadouri scumpe, care să fie date unor cadre didactice, și au loc numeroase conversații dificile și ușor penibile pe grupurile de WhatsApp pe care sunt părinții. Bun, 100 de lei de elev, asta înseamnă, mă rog, peste 2500 de lei pe clasă, dacă nu chiar mai mult. Asta ca să înțelegem despre ce vorbim. Bună dimineața, domnule Cristache! Bună dimineața! Bun, de ani de zile vorbim despre acest obicei. Cât de răspândită mai e această cultură a ploconului, cum a descris-o bine la un moment dat chiar un profesor? Da, este adevărat că în ultima perioadă de timp nu s-a mai discutat atât de aprins. Recunosc că de 5-6 ani eu am tras un semnal de alarmă anual și în ultimii 2-3 ani de zile, să știți că nu am făcut-o cu plăcere, dar am făcut-o la îndemn sau sub impulsul unor mesaje pe care le primesc de la părinți. Ce am postat eu pe rețeaua de socializare a fost în urma unui mesaj pe care l-am primit de la un părinte în care spunea pur și simplu că s-a săturat să cotizeze. Atenție, nu vorbim de școlile private, stimate domn. Acolo, nu de școlile private, de școlile din mediul rural, vă rog să mă scuzați. Acolo este cu totul și cu totul altă problemă. Săracii ea nu au bani probabil nici să cumpere pâine. Vorbim, culmea, tot de școlile de fițe, culmea, vorbim de profesorii care fac parte din aceste școli și care au venituri, chiar dacă nu la nivel de profesie, dar au venituri care să le permită un trai cât de cât decent. Este o greșeală să spui și chiar am rămas surprins, vă rog să mă credeți, că la postarea pe care am avut-o a fost zeci de mesaje și o doamnă profesoară, chiar căreia i-am și spus că ar trebui să schimbe profesia, mi-a zis că până vom avea niște venituri necesare, merge și așa. Deci am rămas efectiv șocat și am spus, cred că ar trebui să vă schimbați meseria. Și bineînțeles că au venit și reacțiile părinților care au confirmat ceea ce eu i-am spus acelei doamne. În general, ce fel de comentarii ați primit la postarea dumneavoastră? Cum vi s-a părut? Bineînțeles reacția? Că părinții, majoritatea, au fost de acord cu postarea mea. Au fost o singură profesoară care a avut, la care a făcut referire, care a avut acest comentariu care era rupt de context și care arată că acea doamnă nu are ce să caute în sistem. Dar a fost și profesor care, într-adevăr, și-a arătat nemulțumirea la referitor la modul în care directorii reacționează față de aceste evenimente, profesoare care au spus că nu au primit mai mult de un buchet de flori, ceea ce bineînțeles că merită aplauzele noastre. Ce vreau să vă spun eu, dumneavoastră, este o graniță foarte fină între a oferi un buchet de flori cu plăcere, lucru la care eu nu mă opun și la, inclusiv copiii mei au dat aceste buchete de flori, și a strânge aceste sume este o graniță care se duce undeva între recunoștință și dare și luare de mită. În momentul când vorbim de sume care depășesc cu mult 1000 de ron, este clar că acolo nu mai vorbim de recunoștință și acolo vorbim de, probabil chiar de impunerea evaluării acestor copii. Tu, profesor, când primești un cadou de 1500, 2000, 2500, este clar că ai niște obligații la nivel subliminal față de acei părinți. Dacă mai luăm în calcul că s-ar putea să dai și tabelul, că poate unii dintre părinții nu cotizează, s-ar putea să creezi chiar note de discriminatorii între părinții care dau și părinții care nu dau. În urmă, cu ceva timp, în urmă cu ceva timp a fost o inițiativă venită de la o profesoară despre care s-a vorbit atunci în presă. Doamna a cerut părinților ca dacă au cumva intenția să-i facă vreun cadou de 1 martie sau de 8 martie sau, mă rog, în perioada respectivă, să doneze banii unei cauze de binefacere. De ce credeți că n-a prins modelul ăsta, care a fost salutat cam de toată presa atunci?
ce să vă spun, depinde de fiecare persoană. Pentru mine un profesor înseamnă un monument de integritate, moralitate și etică. De aici trebuie să pornim. Pe fondul nemulțumirilor din ultima perioadă de timp, știți că vorbim de subfinanțarea sistemului, vorbim de salarizarea profesorilor, la care și eu mi-am adus contribuția acum o săptămână, două, când am fost în fața guvernului pe acea ploaie, eu am participat alături de sindicate și am spus că sunt de acord cu doleanțele lor. Dar nu pot să mă uit la un profesor care întinde mâna la aceste cadouri. Bun, inițiativa pleacă de la părinți. Da, prima vină pleacă din rândul părinților, categoric. Cine e mai vinovat? Cine e mai vinovat? Părintele care dă sau profesorul care primește? Ce să vă spun? Dacă eu ca părinte m-aș uita în primul și în primul rând la profesor, pentru că este cel educat. Este cel care trebuie să transmită aceste valori la nivelul sistemului. Deci dacă vrem să repoziționăm și să revalorizăm această funcție, da, de profesor, să punem pe un piedestal acolo unde trebuie și unde nu mai este în ultima perioadă de timp, bineînțeles că nu aceste cadouri au dus această categorie profesională undeva mai jos. Sunt multe alte lucruri mult mai importante decât aceste cadouri și aici vreau să trag un semnal de alarmă, să nu considere că, profesorii că doar aceste cadouri trag sistemul educațional în jos. Nu, este doar acolo o floricică. Dar este o problemă, pentru că ai pretenția ca profesorul, cel care îți educă copilul, să, cel care este un formator de caractere, un formator de imagine, da? Să nu întindă mâna la astfel de cadouri. Nu vorbesc de flori, nu vorbesc de cadouri simbolice, am și schis în postare. Dom'le, dacă vreți să-i faceți un cadou care să țină minte, luați un stilou care poate să coste 300-500 de lei. Da, împărțit la 30 de părinți, cotizează fiecare 5 lei, 10 lei. Nu sunt absurd. Și de-aia am și făcut paralela cu firma de pază, pentru că tocmai fusesem cu 2-3 zile înainte la o școală de cartier, unde într-adevăr sunt probleme. Sunt copii care provin din familii defavorizate și sunt o grămadă de dispute în interiorul curții, în pauză, și am zis, nu încercați să angajați o firmă de pază și să plătiți în fondul școlii. Școala avea un număr mic de elevi, 300 și ceva, și de elevi și categoric nu ajung banii. Și am spus, atunci încercați să veniți cu o parte din bani de la părinți, să pună 5 lei pe lună, astfel încât să asigurați paza. Și am vorbit cu reprezentantul părinților și mi-a zis, Cristache, cred că dumneavoastră glumiți. Nu sunt în stare de așa ceva, pentru că cu certitudine mi-i vă pune în cap. Așa și aici, adică fac paralela, vin și cotizez cu 20 de lei, 30 de lei, 50 de lei. Sunt școli în București care 100 de lei este o glumă, hai să fim serioși, și știți dumneavoastră foarte bine. Acolo vorbim de sume care poate ajung pe semestru la 500-600 de lei de părinte. Sunt școli celebre și am mai adus în atenție aceste lucruri. Dar nu vrem să generalizăm. Este o diferență mare între, într-adevăr, între rural și urban, și părerea mea este că, sau regretul meu este că aceste lucruri se întâmplă, culmea, chiar la cele școli bune, unde sunt printre cei mai buni profesori și care nu ar trebui să subscrie la astfel de avantaje, care nu sunt, într-adevăr, nu se îmbogățesc cu aceste cadouri de 1000-1000 ceva de lei, dar nu este corect ceea ce se întâmplă. Mulțumesc foarte mult, și eu cred că principala răspundere pentru curmarea acestei culturi a ploconului este la profesor, pentru că e mai greu să determin 25-30 de părinți, să zicem, într-o clasă, să gândească la fel, să aibă o atitudine comună, pe când profesorul este unul și el poate să dea o dovadă de integritate și să refuze cadouri scumpe, sau să facă așa cum a apărut inițiativa în urmă cu ceva timp, în astfel de perioade, să roage părinții care vor să aducă ceva, să doneze unei cauze de binefacere, dacă tot vor să cheltuiască în felul ăsta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.